Zeci de fete dansează goale în același timp, memesele lungi din barurile din Bangkok, iar la finalul fiecărei serii urmează șocantul, dar totodată atât de faimosul ping-pong show. Cele mai pricepute dintre dansatoare își folosesc, țineți-vă bine, zona cea mai intimă pentru a lansa mingi de ping-pong pe masă, după care acestea sar direct în halbele de bere. Consumatorii barului, bărbați și femei în același timp, sunt întrebați dacă vor să vadă un ping-pong show mult mai strong și pentru $10 de persoană sunt duși într-o mică sală de spectacol unde cele mai îndemânatice tailandeze nu doar lansează mingi de ping-pong cu știți voi ce, dar folosesc chestiunea respectivă pe post de lansator de cornete cu care trag în diverse baloane pe care le sparg efectiv. La sfârșit primești o coală de hârtie cu o inimioară desenată tot fără mâini. Thailanda este considerată cea mai depravată țară din lume, dar totodată este și una dintre cele mai religioase. Localnicii au un libertinaj amoros uimitor, soții aducându-și deseori soțiile pentru a le oferi celor dornici de o noapte de amor contra cost. Thailandezilor nu le place să umble pe stradă, nu vorbesc tare, nu țipă, sunt politicoși și au mare grijă de igiena corporală. Aceștia cred că sufletul este nemuritor și sălășluiește în capul fiecărui om. În această țară nimeni nu face foamea pentru că n-ar găsi ceva de mâncare, drept pentru care nu au acest concept, iar în multe cinematografe încă se mai cântă imnul național înainte de începerea filmului. Thailandezii cred că miercuri este o zi cu ghinion, cifra lor norocoasă este 9, iar despre pisicile siameze originare din această țară spun că aduc liniștea și fericirea în familie. În Thailanda poți face nebunii amoroase de neimaginat, dar unele lucruri ce par banale la tine acasă îți pot crea mari probleme cu legea. Țigările electronice sunt interzise, așa că până și simpla lor deținere în bagaje la intrarea în țară te poate inculpa. Drogurile, chiar și cele pentru uz personal, oricât de ușor ar fi, și aici intră și unele dintre medicamente, atrag după sine ani grei de închisoare. Atingerea capului unui tailandez este o ofensă majoră, iar lucrurile care au legătură cu familia regală, precum cărțile, tablourile, clădirile, limbajul și așa mai departe, dacă nu sunt tratate și folosite cu respect maxim, te pot trimite în fața legii. Recent, un fotograf a fost condamnat la închisoare pentru că a tipărit un calendar cu rățuște galbene de jucărie. Deoarece, la o serie de proteste împotriva monarhiei, manifestanții au avut rațe gonflabile galbene, toate rățuștele galbene au fost considerate o ofensă la adresa familiei regale. Thailandezii nu prea beau lapte de vacă, iar brânza în general este un produs rar și scump consumat de către turiști și expați. Localnicii se pare că au un sentiment de teamă când văd oameni cu pielea mai închisă la culoare, drept pentru care peste 90% dintre cremele cosmetice sunt pentru albirea tenului. Thailandezii sunt foarte credincioși și din acest motiv consideră figurinele cu Buddha obiecte de cult și nu simple obiecte decorative, drept pentru care achiziția și scosul din țară al unei statuete budiste v-ar putea crea ceva probleme la frontieră.